lansăm acum la Humanitas Fiction în colecția Raftul Denisei, unul din marile romane ale anului 2017. Iată, am lansat mai devreme George Saunders cu Lincoln între vieți, cel care a luat Man Booker Prize pe 2017, și acum Nicole Kraus cu Pădurea Întunecată, romanul care a fost decretat de principalele reviste literare și suplimente culturale ale importantelor ziare din Statele Unite și din Marea Britanie, drept cel mai bun roman al anului 2017. Eu nu m-am decis dacă romanul lui George Saunders, Lincoln între vieți sau Pădurea Întunecată, care e mai bun, cred că sunt amândouă la fel de bune, sau nu, nu pot eu să decid. Nicole Kraus este o scriitoare deja binecunoscută publicului din România. I-am publicat toate romanele ei. Cu Jonathan Safran Foer au fost împreună, au doi copii. Cât timp au fost căsătoriți între 2004 și 2014, nu au vrut să se știe și să se scrie în notițele biografice din țările în care au apărut că sunt căsătoriți și sunt împreună. Acum, după un divorț frumos și după ce locuiesc în Brooklyn, la câteva străzi unul de celălalt, în așa fel încât copiii să nu sufere, au permis editorilor străini să li se treacă în biografie că au fost soț și soție. Anatomia unui divorț, spunea cineva. Cele două romane ar fi o parte și cealaltă parte al acestei anatomie unui divorț. Eu nu cred așa ceva. Romanul Pădurea Întunecată, al cărui titlu este un crâmpei dintr-un celebru vers al lui Dante, este un roman metafizic. Un roman care vorbește mult, nu atât despre pierdere, despre pierderea familiei, despre criza de identitate, despre golirea sufletească și umplerea cu altceva care să o facă pe scriitoarea Nicole, personajul din carte, care este un alter ego al scriitoarei Nicole Kraus, o scriitoare care are în momentul de față 43 de ani, în carte are 38 de ani personajul ei. În Pădurea Întunecată, Nicole este cea care își părăsește căminul. Își părăsește căminul în căutarea unor rădăcini, își părăsește căminul pentru a ieși din blocajul scriitorului, își părăsește căminul pentru a găsi drumul spre creație și
fiind și cel mai important, cred eu, critici literari care există în momentul de față în România. Numele ei este Tania Radu. Sunt convinsă că Nicole Kraus cu Pădurea Întunecată este pe mâini foarte bune. Permiteți-mi ca pentru început să-i dau cuvântul Ioanei Vâldea Constantinescu.